Romanul Medea și copiii ei, vedeți, are un titlu foarte important. Ne va vorbi în continuare un binecunoscut profesor universitar comparatist, critic literar și critic de film, Angelo Mickiewicz. Mulțumesc! Pentru că doamna Denisa Comănescu a invocat titlul, voi porni și eu de la titlu, care este unul dintre, oferă una dintre posibilitățile de a ne induce în eroare, pentru că tot ceea ce reprezintă acest personaj, un personaj, o femeie în vârstă, un fel de tușă, de mătușă a tuturor, este la antipodul personajului mitologic Medea. Medea își ucide propriei copii pentru a se răzbuna pe Iason, care o părăsise pentru o femeie mai tânără și mai bine poziționată social, dacă se poate spune așa. Medea din romanul lui Lipsky este, cum spuneam, la antipod. Este cea care adună în jurul ei toți copiii, iar menționând cuvântul copii, aici distințiile de vârstă dispar, pentru că într-un fel această femeie devine un fel de mater familias, este cea care întreține într-un fel relațiile dintre membrii familiei, iar copiii pentru ea nu au vârstă. Toți cei care vin în casa ei îi devin într-un fel sau altul copii. Este și un mod de a vorbi despre tradiție ca inteligență feminină. O inteligență care construiește prin intermediul familiei legături indestructibile. Și spun legături indestructibile pentru că istoria care ne plasează în Crimea, iată un teritoriu, din păcate, scuturat de tot felul de seisme politice, este în același timp un teritoriu pe care această Medea îl organizează într-un anume sens prin intermediul familiei. Iarăși, un altă accepție care se dă termenului de familie foarte important vizează nu legăturile, atât legăturile de sânge, cât legăturile între comunități de etnii diferite, pentru că în familia Medeei intră evrei, georgieni, armeni, ruși, albi, greci și amădâi. Cred că tot ceea ce tătar îi locuiesc, de fapt, într-o veche casă tătărească, tot ceea ce înseamnă etnie în această peninsulă crimeană este, de fapt, ține, de fapt, de familia Medeei. Marea familie care trăiește pașnic și pe care, surprinzător, așa cum ne prezintă Ulitskaya, istoria nu reușește să o dizolve. Aceste solidarități familiale nu sunt distruse de istorie, cum avem în alte romane un exemplu. Și aș mai spune faptul că, într-un anume sens, ideea de tradiție este legată de locurile familiale și nu numai de locurile familiale. Există la această romancieră extrem de înzestrată un anumit simț care este în perfect acord sensibil cu ceea ce am numit genius loci. O dragoste față de locuri, față de pământ și față de micile obiceiuri, micile lucruri legate de confortul zilei, de tradițiile, chiar tradiții inventate, nu numai tradițiile cumulate ale diverselor etnii, inclusiv tradiții pe care le creează propria sa sensibilitate. Există față de aceste chiar tradiții ale propriei sensibilități un respect din partea tuturor și astfel vedem în această femeie extraordinară și o formă de memorie și de genius loci în cele din urmă și o formă de memorie a tribului. Iar faptul că, iată, memoria nu este numai paternă, nu este numai o memorie îndosariată într-o carte, ci este și maternă, este o memorie a unei mater lactans, unei mame a tuturor, este cea mai bună probă că, într-un anume sens, Ulitskaya ne propune să regândim, de fapt, istoria la modul lucrurilor legate de tradiție, dar această tradiție a lucrurilor simple, a vieții de familie, a legăturilor
surprinzătoare care se creează între oameni. Iar printre altele micile aventuri amoroase, frivolitățile care unesc oameni dintre cei mai diferiți personalități, aparent absolut incongruente. Un inginer care se ocupă, un naturalist care se ocupă de furnici, este în cele din urmă cucerit de frumusețea unei fete altfel destul de frivole, astfel încât întemeiază împreună o familie. Nu avem privirea unui moralist aici, ci privirea unui om care este încărcat de dragoste și înțelepciune și care privește inclusiv micile derapaje umane ca pe ceva, într-un anume sens, care completează peisajul extraordinar de frumos și pitoresc al Crimeei. Istoria nu este complet separată de în romanul Ulitskăi de ceea ce se întâmplă acestor personaje. Dar aș îndrăzni să spun că, într-un fel, ea este pusă într-o paranteză, nu absenței de memorie, ci a unei îndulciri, dacă vreți, a ei. Este un fel de mică human kindness, cel care vorbește prin memoria, prin sensibilitatea acestei femei, iar cartea se lasă citită ca o sumă de povești de familie, dacă vreți. Fiecare dintre noi am ascultat sau avem istorii de familie care ni se spun cu mai mult sau mai puțin evlavie. La fel și aici, avem istorii de familie care sunt spuse cu evlavie, cu multă ironie, cu multă căldură, dar încetul cu încetul realizez că, de fapt, familia despre care este vorba e întreaga Crimeei. Întreaga populație a Crimeei nu este doar familia Medeei. Și Medea este un personaj anti-Medea. Medea nu-și omoară copiii, din potrivă, îi hrănește pe toți din această dulceață a unei vechi vieți căruia îi poartă o amintire pioasă, viața de dinainte de Revoluție, și care își păstrează într-un fel farmecul și rezistența la istorie. Este și cu asta închei, într-un anume sens, Ulitskaja aduce în memoria noastră a tuturor prin acest roman, vorba de o memorie evident afectivă, în primul rând, nu una istorică, ceea ce, într-un admirabil volum, Stefan Zweig, pomenind ceea ce ținea de spiritul Belle Époque, numea epoca de aur a statorniciei. Simți că această epocă de aur a statorniciei pune între acolade istoria propriu-zisă și că ea rezistă prin fiecare din oamenii aceste, din diversele personaje și, evident, oamenii care compun peisajul atât de eteroclit și fermecător al Crimeei. Mulțumesc!